salutare! Discutăm despre DPF sau filtru de particule. De ce se strică, cauze, simptome, infecțiuni. Filtrul de particule are durată medie de viață de aproximativ 100.000 de kilometri. Cel mai des se defectează din cauza mersului subturat, combustibilului de calitate proastă, defecțiuni ale EGR-ului, reziduri rămase nearse și probleme în dozarea amestecului. Simptomele sunt următoarele. Martorul a prins în bord ce semnifică filtrul de particule, regenerare frecventă din senin, motor cu lipsă putere. Costul înlocuirii filtrului poate să fie și de peste 2000 de euro la unele modele și marci. Așa că mare atenție! Nu recomandăm anularea filtrului de particule din următorul motiv. Poliția din ce în ce mai des împreună cu RAE verifică mașinile dacă mai sunt dotate cu filtrul de particule. Vei primi o amendă destul de mare care te poate lăsa și pieton, puncte de penalizare, plus reținerea talonului. Certificatul de matriculare. Ai termen de 15 zile până la remedierea problemei. Ce îți recomandăm pentru o durată cât mai mare de viață a filtrului de particule? În primul rând, dacă ai o cutie de viteză automată, pune cutia în modul sport sau manual, cât mai des posibil. Pentru că în modul sport nu va lăsa să schimbe treptele la turație redusă. De obicei, îți va schimba peste 2400-2500 de tore. Ca exemplu, mașinile care au cutie de viteze în 8 trepte, de origine ZF, puse pe BMW, Range Rover, Jaguar, țin motorul foarte subturat în afara modului sport. În modul confort sau eco, sub 2000 de ture. Undeva la 1500-1600 de ture o ține mereu. Cutiile de viteze automate au tendința de a ține mașina subturată pentru a obține un consum cât mai mic de combustibil. După ce ai plecat cu mașina la drum, ai o cutie de viteză automată. Motorul s-a încălzit, a trecut 10-15 minute, poți să pui fără probleme mașina în modul sport. Nu i se va întâmpla nimic. În plus, vei proteja filtrul de particule și vei avea o viață mai lungă. Dacă ai o mașină ce are cutie de viteză manuală, nu schimbi sub 2700 de ture niciodată, iar durația în timpul mersului vei să fie de minim 1800-1900 de ture. Recomandabil este să o ții în jur de 2000 de ture. Filtrul de particule, dacă este încărcat peste 70%, este compromis. Poți să-l duci la orice firmă, șansele ca să-l mai readucă la viață sunt minime. Filtrul de particule cel mai mult se încarcă în mersul prin orașe și la mersul subturat. Mașini dotate cu filtru de particule sunt la diesel de la Euro 4 în sus, deși durata de viață media unui filtru de particule este de aproximativ 100.000 de kilometri, o poți prelungi foarte mult timp, dacă ești foarte atent. Dacă ții cont de aceste sfaturi, poți să prelungești durata de viață a filtrului de particule mult mai mult de 100.000 de kilometri. Ca exemplu, mașina mea personală are 341.000 de kilometri cu filtru de particule original, neschimbat. Secretul meu este că întotdeauna când merg prin oraș, am treabă în acea zi și îmi fac câțiva zeci de kilometri, întotdeauna ies cu ea în afara orașului și dau măcar 10-15 kilometri peste 3.000 de ture. Uneori ajută la curățarea filtrului de particule să o duci aproape de zona roșie a turometrului, dar asta nu în fiecare zi. O dată pe săptămână sau pe lună, dacă mergi mult în oraș, îl va curăța foarte bine. În ultima perioadă am observat că cei care au probleme cu filtrul de particule nu-l mai anulează. Dau câteva găurele cu o bormașină în el, apoi sudează o plăcuță metalică. Pentru ca la inspecția de la poliție și RAR, dacă sunt opriți în trafic, să nu se prindă. Uneori le iese, alteori nu. Depinde cine o verifică și cât de atent să uită la ea. Altă metodă este să taie cu flexul o porțiune din filtrul de particule, scoate acea parte, sudează o plăcuță și o pune la loc. Regulile de bază rămân. Să conduci cât mai des posibil, peste 2000 de ture, indiferent de treapta de viteză, să nu se înfunde filtrul, iar a doua, să alimentezi numai cu combustibil de calitate.
Dacă observi că mașina nu mai trage bine, ce ai alimentat într-o benzinărie, renunță la acea benzinărie și alege alta. Cea mai mare prostie pe care poți să o faci la filtrul de particule este să cumperi un aditiv pentru motorină de calitate foarte proastă, sperând că aceasta îți va reduce consumul și vei rezolva problema cu filtrul. De fapt, aceasta îți va înfunda și mai mult filtrul, că acele reziduri se desprind și ghici unde se duc, în filtru. În prezent există firme specializate pentru curățarea filtrelor de particule. Cea mai simplă și cea mai ieftină metodă pentru a curăța un filtru de particulă, în cazul în care nu are peste 70% depuneri, este să pleci cu mașina la un drum ceva mai lung, de minim 30-40 km, și să mergi peste 3000 de ture. Ca o tendință generală, filtrul de particule se înfundă mult mai repede la o mașină cu motor mic, de exemplu de un motor 1.6, se va înfunda filtrul de particule mult mai repede decât la un motor de 3 litri, 3.5 sau 4 litri. Motivul principal este dimensionarea conductelor și calitatea pieselor. Sunt mult mai multe cazuri de mașini cu motoare mici ce au probleme cu filtrul de particule decât cele cu motoarele mari. La un motor mare de peste 3000 de centimetri cubi, filtrul de particule se va înfunda de obicei mult mai rar. În topul modelelor cu cele mai multe probleme cu filtrul de particule sunt motoarele de 1.6 de origine PSA, Peugeot, Citroen. Motoarele de 1.6, origine VAG, Volkswagen, Audi, Skoda. Motorul de 1.6 de pe Ford,